Bună, Berbec, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 15-21 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Berbec, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal, acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru berbec în această săptămână. Da, este o săptămână, dragi bărbeci, foarte puternică pentru voi. Este o săptămână în care, în primul rând, atenția voastră o să fie pe casă, pe familie, pe trecut, acolo aveți niște lucruri importante de rezolvat. Da? Asta vreau să menționez. Poate are legătură cu moștenire, poate are legătură cu o împărțire de bunuri, poate are legătură cu niște acte, în general vorbind. Da? Bărbecul în această săptămână se concentrează și pe viața privată. Însă, vezi tu, cu siguranță, undeva spre finalul săptămânii, te revezi cu vreo iubire din trecut sau te gândești să reanalizezi puțin o relație, niște acte, da? Uite, ai vorbit să rezolvi ceva cu niște acte și acum vezi că trebuie să reanalizezi, trebuie să revizuiești puțin povestea. Da? Și asta e ok. Unii bărbați vedeți că săptămâna asta vă puteți descoperi niște talente pe care le aveți de mult timp și de care poate ați uitat sau talente de care nici măcar nu știți și pe care le puteți aduce acum în prim plan și le puteți monetiza în timp. Deci pot fi și astfel de lucruri pentru berbec. Da? Uite, începând cu 19 aprilie, soarele va fi în semnul taurului și stă acolo mult timp. Da? Până pe la final de mai, ceea ce înseamnă că pentru berbec se deschide o perioadă bună de prosperitate, de bucurie, se deschide o perioadă bună de Uh, liniște, da, se deschide și o perioadă în care încep să vezi oportunități bune, să crește creativitatea pe partea cu banii, dar problema este că nu știu, acum fie îți dai seama că prietenii ăia parcă nu mai sunt pe aceeași frecvență cu tine, fie pentru unii bărbeci, poate acum aveți curajul să uh, faceți ceva mare, da, să faceți ceva mare. Tot săptămâna asta vine pentru bărbec, în primul rând, cu o atenționare mai mare pe zona sănătății, adică eu v-aș recomanda să vă odihniți mai mult, pentru că sunt niște. Aspecte foarte puternice pe cer, da, de exemplu, conjuncția a Jupiter Uranus, când se produce, păi e și Lilith implicată din Fecioară e și Marta al vostru luna e pe grada anaretică în fecioară când se produce, deci nu e bună în general în lume, dar pentru voi aici v-aș recomanda eu să fiți puțin mai atenți. Soluția, să zic așa, poate ține pentru bărbec fie de a ajuta de da demisia, fie de a mai renunța la, de la, anumite, mă rog, la anumite activități. Fie pentru bărbec săptămâna aceasta poate fi un moment în care apare o schimbare din punct de vedere financiar. Da? Îți vine o idee genială, o pui în practică, alți bărbeci, acum aveți ocazia să găsiți un echilibru între odihnă și muncă. În sfârșit, mai eliminați din viața voastră anumite responsabilități. Deci pot fi și astfel de de lucruri pentru pentru bărbec și mai cred eu că săptămâna asta bărbecul are. Foarte multă susținere din partea celorlalți, da, deci aici sunteți foarte bine susținuți. Așa cum mai vorbeam, conjuncția asta Jupiter Uranus, care se produce e adevărat la final de săptămână pe 21 aprilie, dar. Ea se simte deja, deci se simte de la începutul lunii, o să se simtă și în continuare, dar ideea e că săptămâna asta e la grad exact, e în toată puterea și splendoarea ei. De asta zic eu că pentru bărbec poate să dea o resetare din punct de vedere financiar, da, care știu eu, ține și de a mai face ceva pentru sufletul tău, că asta e important, zic eu, da, e important pentru unii poate să fie și cu o pierdere și cu un câștig, poate să fie și o investiție într-o călătorie. Unii ziceți gata de azi, înainte vreau să călătoresc, mă mai interesează nimeni și de nimic, vreau să studiez, vreau să plec, vreau să. Mă duc în lumea largă și e ok. Da, e ok, uh, unii vorbești posibil chiar să scăpați de o grijă financiară în perioada aceasta, da, prin diferite metode, că uranus acolo poate să aducă absolut orice, absolut orice, da. Unii poate deodată așa vă schimbați stilul de alimentație, ziceți gata, de data asta țin post sau de data asta, nu știu, mă apuc de un regim mă apuc și schimb puțin lucrurile. Da? Deci pot fi și astfel de, de, lucruri pentru bărbec. În rest, eu zic că este o săptămână în care, repet, viața privată este foarte importantă pentru voi și cu siguranță acolo veți fi foarte mult concentrați. Că na, trecutul bate la ușă serios pentru voi săptămâna asta. Și parcă vă eliberați, finalizați ceva. Hai să vedem, dragi bărbești, ce zic și arhanghelii. Și avem așa, cunoașterea de sine, cifra 2, foarte importantă pentru tine, culorile importante, portocaliu, mov, auriu, iar Arhanghelul Gabriel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut să cunoști natura ultimă și dumnezeiască a propriei tale ființe, să urmezi mai mereu înțelepciunea tainică a inimii și să manifesti plenar respectul de sine. Frumos! Deci berbecul este susținut săptămâna aceasta să fie mai înțelept, că oricum este o perioadă în care berbecul dă dovadă de foarte multă înțelepciune, să cum marcaș pe berbec, da? Și de asemenea, văd aici că vei reuși să te respecti mai mult săptămâna aceasta. Da, uite și conjuncția aia, Jupiter Uranus îți poate aduce o conștientizare privind valoarea ta, privind talentele tale. Hai să vedem și tarotul ce zice. Am ales tot tarotul ăsta auriu, care mie îmi place mult, nu știu de deci ce, am o legătură specială cu tarotul ăsta, nu mă întrebați de ce. Mie îmi și place foarte mult auriul, s-a întors o carte. Ok, berbecul e pus pe schimbări mari, dar cred că eclipsa aia care a fost în zodia voastră v-a trezit bine la realitate, ca să zic așa, da? Poate și asta. Asul de spade, 10 de bâte, pajul de bâte. O decizie, da? E ca și cum berbecul... Nu știu, reușește săptămâna asta să treacă printr-o perioadă aglomerată, reușește să își pună toate lucrurile la punct. Poate să fie și o hotărâre privind o apăsare mare pe care o ai pe umeri și pe care, așa cum ziceam, fie trebuie să o mai lași deoparte, fie trebuie să mai ieși în glumă lucrurile. Da? Nu prea în, în serios, aș zice eu. pașul de bate înseamnă o nouă pasiune, un nou mod de a acționa. Noi persoane care îți pot veni în viața ta. Vești bune. Regele de monede. Și da, sunt lucruri care țin și de bani aici. Unii puteți avea legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar poate să fie și o săptămână în care bărbecul se concentrează foarte mult pe partea asta materială a vieții, pe o mașină, pe zona rurală, pe o casă, pe ceva. Pajul de cupe la baza manifestărilor tale, deci o veste bună pe care o primești sau o invitație pe care o adresezi cuiva, Pajul de cupe înseamnă multă liniște, multă pace, tot pajul de cupe înseamnă o veste bună pe care o afli, o bucurie, dar pentru unii bărbeci văd aici că e un copil sau e o persoană mai tânără da, care ar putea avea un rol important. Regele de băte în inima ta, regele de băte este energia ta, adică e clar că ești foarte entuziasmat săptămâna asta, ești foarte pus pe activitate. Da? și poate să fie și o săptămână în care berbecul ia atitudine privind casa, familia, o relație de cuplu, cumva dai dovadă de maturitate. Da? Nebunul în mintea ta, deci un eveniment neașteptat care se petrece pentru berbec din punct de vedere profesional, dar nebunul poate să însemne și o eliberare, poate să însemne și o direcție nouă în care te arunci cu capul înainte, cu mult curaj, fără să-ți pese de nimeni și de absolut nimic. Da? faetonul, o legătură cu zodia rac. E, faetonul ăsta să știi că înseamnă și un drum pe care îl faci, o bucurie pe care o ai. Faetonul poate să însemne și cineva de la drum care îți dă o veste sau cineva care vine către tine. E o persoană care are triumf, care are victorie, este o persoană pusă pe luptă, pusă pe acțiune. Uh, trei de băte, o primă victorie în casă, în familie, îți vine cineva în vizită, primește o veste, se deblochează ceva. Da? Uh, uite, parcă este o persoană aici care zice, hai să ne apucăm de treabă, hai să luăm lucrurile încet și sigur. Poate, așa cum ziceam eu, eu zic că e vorba și de partea personală. 8 de monede, ultima carte. Aici se lucrează săptămâna asta pentru berbec. 8 de monede poate să însemne și cineva care vrea să repare ceva la muncă, poate ai legătură cu oameni care lucrează, oameni care sunt foarte mult concentrați pe persoana lor. Dar eu zic că este o săptămână bună în care totul pornește din mintea ta, da? din ideile tale, dar de asemenea vei vedea că ai și oportunități în jurul tău. Da? Ai și oportunități, uite, e un nou drum sau după un drum de vie altă persoană. E o veste mare care apare de undeva. Dragi bărbeci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mai ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile, iar dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru bărbec în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mai ai rămas alături și... Îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă, cu revelații cât mai ă, strălucitoare.